Uite, Venus intră în zodia ta și stă aici până pe 29 aprilie, timp în care te face să strălucești, îți aduce noroc, vei atrage banii mult mai ușor. Dar de asemenea, berbecii vor străluci de-a dreptul în următoarea perioadă și cu siguranță, indiferent de cum te îmbraci, indiferent ce spui, cu siguranță oamenii din jurul tău vin și te aplaudă, vin și spun cuvinte frumoase. Deci eu zic că este o perioadă foarte bună pentru, pentru berbec. E ca și cum îți dai o resetare, e ca și cum reușești să ieși dintr-o situație ciudată în care tu ai fost pus. Da? Deci, recapitulăm, berbecii singuri, da? vă puteți îndrăgosti săptămâna asta sau se poate întoarce o fostă iubire. Acum, poate pe voi vă apucă dorul de vreo fostă iubire, posibil și asta, însă ce văd eu aici este și o rezolvare care apare pentru berbec, da? În legătură cu o relație, o colaborare.